Dar Ministerul Justiției vine în sprijinul persoanelor condamnate. În prezent, gradul maxim de ocupare din pușcărie este depășit cu peste 9.000 de persoane. Adrian Păsărin a studiat proiectul lui Florin Iordache și vine cu detaliile. Adrian, bun găsit! Ce date apar în acest proiect? Bun găsit, între timp apar tot mai multe detalii despre cele două ordonanțe despre care s-a spus că ar fi urmat să intre în ședința de guvern de astăzi. Spre exemplu, în ceea ce privește modificările la codul penal, infracțiunea de abuz în serviciu ar fi urmat să fie redefinită astfel încât să mai constituie infracțiune doar dacă prejudiciul adus ar fi fost mai mare de 200.000 de lei. Totodată, o altă condiție ar fi aceea ca să existe o plângere prealabilă pentru această infracțiune, altfel nu este luată în calcul. Cu alte cuvinte, dacă, spre exemplu, un funcționar din primărie sau un primar, un consilier general aduce un prejudiciu, dacă nu există o plângere din partea instituției, aceștia ar putea scăpa bazma curată. În ceea ce privește grațierea, a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției și acest proiect. Potrivit proiectului, ar urma să scape de jumătate de pedeapsă automat toate persoanele condamnate care au peste 60 de ani, indiferent de infracțiunea pe care au comis-o. Totodată ar urma să fie grațiate toate pedepsele de până în 5 ani, cu excepția recidiviștilor, celor care se fac vinovați de infracțiuni sexuale, dar și de unele infracțiuni de corupție. Nu în ultimul rând, în proiectul de ordonanță de urgență privind grațiera, care a fost pus pe site-ul Ministerului Justiției, mai apare un detaliu care pare să contrazică ceea ce a spus premierul Grindeanu astăzi, și anume că această ordonanță nu ar fi urmat să fie adoptată astăzi. Se spune că dispozițiile ordonanței se aplică faptelor comise până la data de 18.01.2017, adică tocmai data de astăzi.